Hei, 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 dragilor! Bun venit la un nou episod din Minecraft Story Mode. Este a doua parte din episodul 3, că și dezvoltatorii numesc părțile episoade. Hai să sărim direct în joc. Ține minte că am dat de portalul de End și s-ar putea să mergem în End acum. Ia să vedem. Aolo, Petra! Să ajute cineva pe Petra! Q! Dă-te! Lasă-mi pace! Jos! E! Bun, și... Tada, e. Ok, hai Petra, repede. Sus, sus. Așa, și acum hai să fugim repede. Sărim repede în portal. Nu, hai. Săriți. Bun. Acțiune. Bun. Am ajuns aici. Perfect. Sunt singur? Ah, nu. Uite și pe Lucas. Oh. Great. Just keeps getting better. Where's Axel? Devine din ce în ce mai bine. Unde e Axel? Iar pică peste unul. Iar pică peste Lucas. I'm not trying to do that. Jur că nu încerc să fac asta. Oh, jeez. Oh, sfinte. Oh, man. Oh, plângi? Are you hurt? What? No, I'm not crying. Just look. Who? Și că nu plâng, dar uită-te. Nu vă uitați în ochii lor. Nu te uita în ochii lor. Astupă-ți ochii. So, what do we call that? A herd of Endermen? O turmă de endermeni? A flock of Endermen? Un stol de endermeni? It's a haunting of Endermen. O bântuire de endermeni. I want to hold off on the grammar lessons until later. Hai să vorbim despre gramatică mai încolo. Bun. Opa. Pâlpâie, nu pâlpâie. Pâlpâie, nu pâlpâie. Stuff like that doesn't work in the Nether. Nu funcționează asta în Nether. Și probabil că nu funcționează nici în End. Man, so we were trapped, and now we're lost. Deci am fost mai întâi într-o capcană și acum ne-am pierdut, da? Cel puțin suntem în viață. Since now, incredibly, we don't even know where we're going. At least we're alive and well. Yeah. Petra nu se simte deloc bine. We're trucking till we get to Soren. Face it, Jesse. We might never find this guy. S-ar putea să nu-l găsim niciodată pe Soren. A, uite-l acolo. Did that just happen? Trebuie să fie Soren. Am I the only one that's surprised? Because that was, I mean, that da, was like trebuie să fie Soren. That has to be Soren. Who else would build a staircase in the End? Cine ar face o scară în End în afară de Soren, nu? We gotta go. Everyone, follow me. Toată lumea, urmați-mă pe mine. Just stay behind me and we'll be fine. Nu cred că e o idee bună. It's not a good idea. Jesse's right. Și am dreptate, yes. I'll just go. Mergem toți după Lucas. Give me a chance. Nu, mergeți toți după mine. But I... și Lucas a supărat. Ok. Ne stupăm ochii. Hai pe aici. Pot să fac stânga-dreapta? Nu pot să fac. Apăs doar în față. Ok. Hai că am ajuns la portal. Am ajuns la portal. Da. You're really getting the hang of this, Jesse. That was kind of semi-partially a little bit cool. A fost puțin cool din partea mea ce am făcut. Am reușit. Bun. Nu vă uitați în ochiul ăla. Ah, și uite un steag cu amuleta. Multe, multe pistoane. Let's go. Hai să mergem, dar cred că o să fie niște pistoane pe aici. Cred că o să se întâmple ceva rău. Ah, uite, am 3 săgeți, e bine. I hope that someday
I love something as much as Soren seems to love stairs. Sper că într-o bună zi o să iubesc ceva cum Soren iubește scările. Jesse, can you give me a sec? Poți să aștepți puțin, te rog? Real quick. Ai nevoie de o mână? Need a hand? Oh, no. I can manage. Thanks. Se poate descurca și fără. Bine. Really? I'm fine. Ci că e bine. Dar nu arată bine, nu este bine, nu este nimic bine. Hai să mergem. Uite-l pe Ruben, ce coadă cârlionță are. Oh, obosit și porcul. Hai că mai avem doar foarte puțin scări și după aia avem o scară verticală. De fapt, astea sunt trepte, nu scări. Hei, încă un achievement. Ei. Hai pe scară în sus. După mine. Hai, toți după mine. Mă îngrijorează puțin când am mouse-ul, când am acest crosshair. Ia, poți să desfac aici? Da, open. Open trapdoor. Open sesame. Sesam, deschide-te. Ce luminat și frumos e aici, cu norișori, cu copaci. This is new. What do you see? Ce vezi? Cred că halucinez. I think I must be seeing things. It's like another world. Totul din lână. A brand new, totally unspoiled world. O lume completamente nouă. So bright. E atât de luminos. De unde vine toată lumina asta, chiar? Ar fi drăguț dacă în Minecraft Vanilla ar exista un... Nu, nu. Aolo, iar pe Lucas. Incredibil. Asta-i lână. Touch. E făcut din lână. Totul e făcut din lână. You're telling me that we've been resting all our hopes on this guy and the whole time he's been building some totally artificial happy land? Happy land. Maybe it's a little off. It's real wool. Poate că e dor de casă. Poate că e dor de casă. Could it be that he just missed home? If you miss home, you go and visit. You don't build an exact replica. I'm here for nothing. Dacă ți-e dor de casă, te duci și o vizitezi, nu o reconstruiești. Noi am venit pentru Soren. We came here for Soren. Nu așa nervos. Nu, nu, nu. Just look around, Jesse. If the greatest builder of all time has spent years working on this, what are the chances he's even gonna have that bomb, huh? I've had enough crazy for one day. Ah, uite un lever. Uite un buton. Lucas a cam supărat. Cred că de la atâtea căzături de-a lui Alex pe el. Axel. Axel. What's his problem? Care-i problema lui? He seems pretty upset. Maybe he's allergic to wool. Just give him some space. Poate e alergic la lână. Cotonofob. Uite, lumini. Ah, se sting, se aprind. Da, asta ziceam că ar fi foarte... Pull your group together and find a way out. Bun. Hai să ne adunăm gașca și să ieșim de aici. Asta ziceam că ar fi foarte, foarte drăguț dacă am avea un... O sursă de lumină care să lumineze mult mai mult decât, nu știu, 7 într-o direcție, 7 în alta. Ceva de genul 64 pe 64. Adică 32 într-o direcție. Hai să vorbim mai întâi cu Petra. Ce zice Petra? Hello, Petra. Tic. Hey, Petra. Hey, servus. Cum te simți? Ah, ce bine că nu mai am bara aceea de timp. Trebuie să plec. Acest loc este o nebunie. Unde s-a dus Soren? Și cum te simți? Hai, cum te simți? So, on a scale of to, how bad are you feeling? Somewhere in between, but I'm holding on for now. Cum te simți pe o scală dintre și l? Acest loc e o nebunie. Have you seen anything weirder than this place? Actually, yeah. I once saw a villager dig a huge trench and fill it with, like,
a million carats. Unde s-o fi dus Soren? How did Soren manage to get out of here without leaving any clues behind? He is the greatest builder of all time. If anybody knew how to put in the secretest of secret doors, it's him. So I'm probably looking for... Well, to open a secret door, you need a secret mechanism. Okay. I guess I'm gonna keep looking around. Look away. Deci Soren este cel mai mare constructor a tuturor timpurilor. Și dacă este cel mai mare constructor al tuturor timpurilor, bun, așa, al tuturor timpurilor, trebuie să existe undeva un mecanism secret. Aha, uite aici, niște, acolo e un buton, dă mouse-ul, aici e un buton, aici e o chestie pe care apeși, așa, și aici este un lever. Hai să dăm de lever-ul ăsta. Tic. Cool. Bun, așa. Luminițe. Dacă dăm de buton? Ia, ascultă. Sounds like the music is coming through the wall. Se pare că vine muzică prin ia, și dacă ne uităm? Looks kind of like clouds made out of glass. Niște nori făcuți din sticlă. Bun. Hai să apăsăm buton. Didn't do anything. N-a făcut nimic butonul. Bun. Dacă dăm din ăsta înapoi, în jos, se sting luminile. A, nu mai pot să-l mai folosesc? Bine. Hai să vorbim cu Olivia. Ce zice Olivia? Thought you could trick me, huh, fake son? Well, it's not. Cu ce să te păcălesc? What's up, Jesse? Ah, fake son. E acolo un soare fals și vorbea cu soarele fals. Trebuie să fie undeva o ușă secretă. Ce-o fi oare cu Lucas? Well, as a long time observer of human behavior, we have no idea. Try, you know, talking to him. Hai să vorbim cu Lucas, să vedem ce are. I'm gonna look around. Bun. Right. Hai. Hai la... Unde ești, Lucas? Lucas, te-am văzut undeva. Ești... Uite-l acolo. Hai să vorbim cu Lucas, să vedem ce-l tot apasă pe el, ce-l frământă. Aha. Will zombie, look at. Las că vorbim mai întâi cu Lucas și după aia. Uite, un lever. Bravo. What do you want? Lui Petra... Petra își face griji pentru tine. Listen, I know I've been prickly, okay? But... Jesse, I think something's wrong. Cred că ceva nu-i bine. I mean, you have to have noticed. The lack of energy. The labored breathing. What exactly are you saying, Lucas? There's something wrong. E ceva greșit cu ea. Și cred că e ceva foarte mare. Nu păcălește pe nimeni. A plecat. Ah, nu, n-a plecat. Doar îți imaginezi. Lucas va ține minte. I-am ținut partea pe 3. Partea pe 3. Multe râuri, multe pâuri pe aici. Hai să dăm de leverul ăsta. Dă-te la o parte să dau de leverul ăsta. Cum dau de leverul ăsta? Of, trebuie să-l fac pe ăsta să plece de aici. What do you want? Ah, blochezi leverul. Kinda need to get at that lever you're blocking. Fine. That wasn't too hard, was it? De ce sunteți așa de răi unii cu alții, nu înțeleg. To the left? Nope. I think I got that covered. Cât sarcas, cât ironie. Of. Bun, hai să inspectăm această lână de aici. Wool zombie, look at. Ne uităm, ce facem? Nu facem nimica.
Hai să mai găsim un lever. Deci ăsta a prins aia așa și trebuie să fie unul pe... Uite-l aici. La Petra. Hai să mai vorbesc cu Petra. Hey. Lucas știe că ești bolnavă. How much of something? He sees you're not feeling well. Își dă seama că nu te simți bine. I'm trying to hide it as best I can, but take care of you. I'll take care of Lucas. I'll be back. Ce a fost asta? Deci că a fost un jump cut. Da, deci ea să-și facă grijă de ea și eu am grijă de Lucas. Bine, hai să dăm de switch. Luminițe și muzică. Ok. Super, și acum mergem să dăm de buton. De buton. E un peu de buton. Hai pe podul ăsta înapoi. Alo, alo, hai înapoi, aici. Aici. Așa. E foarte dificil mișcatul cu personajul în acest joc. Mai avem un pod. Și cred că e și ceva cu cascada asta de aici, din stânga. Asta de aici. Dar hai la buton. Uite, fountain. Hai să merg în cas... Alo. Nu. Ah, trebuie să o văd de la distanță. Bun. Fountain. Well, at least that's not made of wool. Măcar apa nu e făcută din lână. Deci un sistem de apă în locul acesta, s-ar putea asta să ne ajute cumva. Butonul e aici. Hai să dăm acum de buton. Că avem toate luminițele aprinse. Buton. Pop. Aha. S-a întâmplat ceva. Am găsit o ușă secretă. Weird. Asta e ciudat. Pe bune? Hey everyone, I think I found Soren's way out. Great. Now on to Weirdoville in 3 Weirdoville. 2 1. Nice sleuthing, Jesse. Sorry I wasn't more help back there. When I think back to how I ran all over Endercon looking for Ivor, or when I got that skull, it's hard to imagine I did any of that. Now that I'm like this. Don't even worry about it, Petra, and don't apologize. Thanks. Petra își face mustră de conștiință. Și i-am zis să stea liniște, că am făcut cu mare plăcere și că nu trebuie să-și ceară scuze. Ok, aici e foarte întunecat, comparativ cu dincolo. Fântâna, uite, încă o fântână. Ok, ce avem acolo? Sitting area. Un loc unde putem să stăm jos. Ah, toți s-au dus să stea jos. Unde s-au dus toți? Ia, sitting area. You could fit hundreds of people in here, but doesn't look like it's being used for much of anything. Ar avea loc aici vreo 100 de oameni, numai că nu prea e folosit. Sitting area. Hai să vedem fântâna. Putem să vedem pe asta? Putem să vedem pe asta. Ce vrea cu fântâna? De ce avem acțiune la fântână? Ia. Acțiunea fântâna. Guess the water system isn't just for the outside. Not that the outside was actually the outside. Se pare că sistemul de apă nu este doar pentru afară, chiar dacă afară nu este chiar într-adevăr afară. Ok, stai că i-am pierdut pe ăștia. Trebuie să... Ah, shift! Pot să fac cu shift. Am uitat de shift. Hei! Bine, dacă vrei tu pe aici, hai. M-am blocat? Puțin. A, uite-o pe Olivia. Pum, 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 pum. Hei, muzică! Well, the music's louder. Muzica e mai tare. Dar nu vorbește nimeni înăuntru. Hai să deschidem ușa. Ce-o fi după ușa numărul 2? Ok, muzică. Clar, muzică. Avem muzică. Tiptil, tiptil, pe vârfuri. Uite, tablouri. Ia! And I call that one symphony in E. A new composition to celebrate
my newest discovery. That's him. This time, stai, soră. Soren. Place a block on top of another block. What the? Rudimentary, yes, but it's just a recording. Undeniable intelligence. I hope I'm not imagining things. After all that, he's not even here. Nici măcar nu e aici după toate astea. Am văzut un lever. Positively lightheaded with excitement. We came all this way and for what? We're no closer to Soren than before. Oh. Unless Soren recorded instructions for how to find the Formidabomb, this is the end of the road. N-am dat click la timp. Trebuie să schimbăm plăcile acelea și să vedem dacă ne lasă instrucțiuni. I've worked up a simple set of building instructions to inspire them. I will disguise myself and hide among them in order to observe them more closely. Hide among them. Hide among who? Among us? Cred că Soren s-a ascuns pe undeva pe aici, a? I think Soren is talking about them. Ooh. Ha ha. Așa, a pus un pumpkin, un dovleac în cap. Then again, everything else about this guy has been pointing to crazy. But even if you could, why would you want to? De ce vrea să stai printre Enderman? To build stuff? Vrea să-i trăinuiască pe Enderman să construiască, fiindcă Endermanii pot să... pot ridica blocuri. Ia, uite, avem aici 4... 1, ia, play. Am 4 discuri pe care le putem pune în acest jukebox ca să ascultăm ce avem pe ele. Și cred că asta este soluția, să ascultăm ce avem pe acestea și să... ne dăm seama dacă avem vreun clou în aceste discuri. Da, cred că asta e soluția. Dar, dragilor, vă mulțumesc mult pentru vizionare. Sper că v-a plăcut acest episod și ne vedem data viitoare cu discurile din spatele meu. Numai bine! Pa, pa!